Acum 2 ani v-am relatat istoria unui băiat cu nevoi speciale pe nume Vadic. Am descoperit atunci o problemă în sistemul de învățământ din școlile speciale, unde timp de 9 ani copiii nu studiază după un program special, ci conform curiculei gimnaziale. Despre lupta profesorilor și părinților cu această problemă aflați din reportajul Ilonei Vedrașco. Echipa noastră de filmare l-a întâlnit prima dată pe Vadic în urmă cu 2 ani, când băiatul era în clasa a 7-a la școala specială numărul 6. Atunci am relatat despre faptul că elevii cu tulburări de spectru autist sunt instruiți în baza curiculei obișnuite pentru clasele a 1-a, 4-a și necesită programe de studii suplimentare pentru dobândirea abilităților sociale de rutină. Astăzi Vadic are 16 ani și absolvă clasa a 9-a, însă nu a mai beneficiat de astfel de programe suplimentare. Profesorii și părinții insistă că problema necesită soluționare urgentă. Am scris o carte, un ghid metodologic pentru profesorii și părinții noștri despre cum să dezvoltăm abilitățile sociale ale copiilor noștri. M-am adresat Ministerului Educației, am mers personal și am anunțat că am scris un ghid metodologic care la etapa inițială ar ajuta profesorii și părinții care nu știu cum să lucreze cu astfel de copii și le explică ce ar trebui să facă mai departe, pentru că asta ar trebui cumva să fie dezvoltat. Mi s-a răspuns că este o carte foarte frumoasă, dar continuați să o tirajați. Ulterior, școala a depus o cerere oficială la Direcția Educație, iar direcția s-a adresat Ministerului Educației și am primit deja un refuz oficial că un astfel de program nu există. Disciplina orientarea socială în viața cotidiană nu se regăsește în lista disciplinelor din planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal și nu este asigurată de pachetul de documente curriculare, motiv pentru care disciplina menționată specificată nu poate fi parte a disciplinelor din trunchiul de bază al planului cadru pentru școala auxiliară pentru elevii cu dificultăți severe de învățare. Așadar, se întâmplă că legea economică, potrivit căreia cererea generează oferta, nu funcționează în toate domeniile. Pentru a le asigura copiilor deprinderile social casnice, părinții sunt nevoiți să apeleze la centre extracurriculare și să urmeze o pregătire suplimentară de cea școlară. În cadrul Direcției Generale pentru Protecția Dreptului Copilului a fost deschis Centrul de Recuperare Activă și Reintegrare Socială a Copiilor și Tineret cu Handicap Fizic. Aici tinerii și părinții lor învață să facă împreună cele mai simple lucruri. Avem activități individuale și de grup. La activitățile de grup avem diferite activități, cum am spus, dezvoltarea autonomiei personale și anume dezvoltarea abilității de a găti ceva, deci învățăm copiii să învețe să gătească. Bucătăria pentru toți este activitatea care odată în săptămână se organizează împreună cu părinții și copiii, unde învață să gătească un dejun sau o gustare. Și evident că le place foarte mult, pentru că după multă muncă și urmează și gustarea. El este îndreptat spre dezvoltare în toate sferele. Ei acolo gătesc, au cursuri de motricitate fină, împletesc cu mărgele, confecționează obiecte din hârtie împreună cu profesorii. Ei au învățat foarte multe datorită vizitelor cu regularitate. Noi mergem acolo de 3 ori pe săptămână și nu intenționăm să întrerupem activitatea. Astăzi, la problema părinților absolvenților școlilor speciale care nu a mai fost soluționată, se adună încă una. Ce urmează? Ar trebui să urmeze colegiul, iar aici încep să apară capcanele, deoarece avem un singur colegiu pentru astfel de copii. Instituția este creată prin reorganizare în anul 2015, prin reorganizarea instituțiilor școlilor de meserii, școala de meserii pentru surzi și hipoacuzici, împreună cu școala pentru orbi și slabvăzători. Conform actelor normative, orice instituții din Republica Moldova trebuie să primească 15% din cota de admitere persoane cu cerințe educaționale speciale. Însă noi am rămas acea instituție care am fost până în 2015, deoarece și spațiile nu ne permit de a desfășura o activitate într-o grupă mare și copiii cu cerințe educaționale speciale sunt mai mulți în instituția noastră. În total, în grupe sunt câte 12 copii, dintre care între 6 și 10 sunt cu nevoi speciale. Aici pot fi obținute 5 meserii: operator de mentenanță a computerelor, sculptor din lemn, cizmar, croitoreasă și îngrijitor la domiciliu pentru bolnavi. Încadrarea lor este treptată, dar avem rezultate și chiar mergând la practica de producere la agenții economici, deci ei, mai ales copiii cu autism, sunt încadrați într-un anumit tip de activitate. Fiecare copil este un diamant. Este nevoie doar ca părinții să identifice acea latură puternică și să o șlefuiască, să-i confere nestematei fațetarea perfectă. În secolul al XXI-lea, socializarea persoanelor cu retard mental și cu dizabilități fizice nu ar trebui să fie o problemă acută. Principala problemă este acum percepția societății asupra acestor oameni. Guvernul ar trebui să conștientizeze că este necesar un curriculum separat în școlile speciale, iar oamenii de afaceri ar putea obține anumite beneficii atunci când angajează persoane cu nevoi speciale. Important este să-și dorească acest lucru.